Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și în videoul de astăzi vreau împreună să vedem cele mai bune variante prin care voi puteți să vă căutați singur proiectele în care vreți să investiți în acest bear market și cum este celebra vorbă să vă faceți propriul vostru research. În acest video vreau să vă arăt câteva variante pe care eu personal le folosesc pentru a face research-ul, dacă pot să zic așa, atunci când vine vorba de anumite proiecte despre care aud și vreau să văd dacă merită sau nu să le adaug la portofoliul meu de investiții. Bineînțeles, sunt mult mai multe variante de a face propriul research, eu mă axez doar pe câteva pe care eu le folosesc și pe care cred că oricine ar trebui să le folosească în piața cripto. După cum probabil ați observat, suntem pe CoinMarketCap pentru că aceasta este o platformă pe care eu o folosesc atunci când vreau să caut orice proiect pe care încă nu îl cunosc. Știu că unii preferă CoinGecko, sunt două platforme foarte, foarte similare. Unii preferă CoinGecko, alții preferă CoinMarketCap. În caz că nu știți, Binance deține CoinMarketCap. Și dacă e o platformă care consider că adună într-un singur loc toate sursele importante despre un anumit proiect cripto. Și de exemplu, dacă vrem să căutăm, zicem, orice proiect nou, să zicem de data asta Mobox, putem căuta proiectul după numele proiectului sau după tickerul sau numărul sau numele criptomonedei, deci căutăm Mobox. Și în primul rând, dacă intrăm pe CoinMarketCap, pe site-ul celor de la Mobox, vedem în primul rând poziția pe care o ocupă în clasamentul criptomonedelor, deci Mobox este un proiect care se află pe poziția 377. Următoarea informație care îmi place să o verific este market cap-ul, adică capitalizarea de piață. Mobox are o capitalizare în prezent de 58 de milioane de dolari, este o capitalizare foarte mică, având în vedere că sunt anumite proiecte din aceeași nișă, precum Axie Infinity, care au avut în bullrun-ul din 2021 chiar un market cap de 8 miliarde de dolari. Deci este un potențial market cap care poate fi atins de un proiect ca Mobox. Da, și putem vedea în același timp și persoanele care urmăresc acest proiect. De exemplu, vedem că 2 milioane de utilizatori au pus acest proiect pe watchlist, adică vor să-l urmărească să vadă evoluția acestui proiect. Iar tot pe această pagină putem vedea și supply-ul, adică monedele care au fost introduse în circulație. Mobox are momentan doar 8% din monede în circulație, o cifră destul de mică. Știu că am prezentat acest proiect pe canal și Mobox urmează să lanseze toate monedele în circulație în următorii 5 ani. Deci este o chestie care trebuie să o luați în calcul. Adică dacă vreți să investiți într-un proiect ca Mobox pe o perioadă lungă de timp, trebuie să luați în calcul că vor fi introduse mai multe monede în circulație și asta ar afecta puțin prețul monedei. Bineînțeles, nu toate proiectele cripto au un supply maxim de monede, de exemplu cei de la Reef, cei de la Ethereum nu au un supply maxim, adică nu vom ști exact câte monede vor fi mintate. De exemplu, pe de o parte pot fi mintate monede, pe de altă parte se pot arde o parte din aceste monede. Dar la proiectele unde știm supply-ul maxim, ne putem face o idee dacă merită sau nu să investim pe termen lung. De exemplu, acum sunt pe Elrond, care vedem că are 73% din monede în circulație. Și da, e o alegere mult mai bună de a investi pe termen lung, pentru că știm că nu mai sunt multe monede care pot fi introduse. E o variantă mult mai bună decât un proiect ca Mobox, care are doar 8% din tokenuri în circulație. Și de asemenea, tot pe CoinMarketCap, tot pe pagina principală a proiectului respectiv, îmi place să văd evoluția monedei respective, evoluția prețului pentru moneda respectivă. Putem vedea pe o lună, pe 3 luni, sau putem vedea evoluția pe toată perioada de când acea monedă este pe CoinMarketCap. De exemplu, vedem Mobox și vedem că a intrat pe CoinMarketCap cu un preț de aproximativ 4 dolari. Și putem vedea exact cum a evoluat prețul monedei. În acest fel putem să ne dăm seama exact de potențialul acestui proiect. Putem să vedem care a fost all-time high-ul proiectului, adică prețul maxim pe care l-a atins în istorie. Bineînțeles, nu este chiar cel de aici. De exemplu, pe grafic vedem undeva 12,7 dolari. Dar dacă mergem în zona asta de statistică, vedem că, de fapt, all-time high-ul a fost de 15 dolari, dacă nu mă înșel. Da, all-time high, 15,68 de dolari. Deci, da, e
prețul maxim pe care Mobox l-a avut și e posibil să-l mai atingă în viitor. Bineînțeles, dacă vor fi introduse mult mai multe monede în circulație, da, sunt șanse mai mici să vedem acest all-time high, da. Ideea era doar să aici depinde de fiecare cum își face propriul său calcul. Dacă toți suntem pe această pagină, următoarea chestie care mie îmi place să o fac, după ce am văzut evoluția prețului pentru moneda respectivă, supply-ul, market cap-ul, următoarea chestie care cred că este foarte importantă este să vedem exchange-urile pe care acest proiect este listat. Dăm în zona de, apăsăm pe butonul de market și putem vedea că este pe Binance, pe Gate.io, pe KuCoin, exchange-uri foarte bune și da, îți oferă o anumită încredere în acest proiect. De exemplu, dacă mergem pe un proiect mult mai mic, precum Gamer, un proiect despre care am mai vorbit pe canal, și mergem pe zona de market, putem vedea că este doar pe 3 exchange-uri, 3 exchange-uri destul de mici, PancakeSwap, adică PancakeSwap nu este un exchange mic, dar este un exchange pe care orice proiect de pe Binance Smart Chain se lansează, deci nu este ceva impresionant să vezi un proiect pe PancakeSwap. Mai avem ApeSwap și Bitmart, primul exchange centralizat pentru acest proiect. Deci da, nu îți oferă o super mega încredere, dar aici depinde de fiecare. Sunt persoane care știu că preferă să găsească proiecte care sunt doar pe anumite exchange-uri mici în primă fază, tocmai pentru a investi în ele și de a profita atunci când aceste exchange-uri vor intra pe KuCoin, pe Gate.io sau pe Binance. Dar aici depinde de strategia fiecăruia. În același timp și riscul este mult mai mare atunci când investești într-un proiect care este doar pe câteva exchange-uri mai micuțe, să zic așa. Deci, ca o recapitulare, pentru prima pagină de pe CoinMarketCap verificăm clasamentul, poziția pe care o are în clasamentul CoinMarketCap, market cap-ul sau capitalizarea de piață, supply-ul monedelor care se află introduse în circulație, evoluția prețului de la lansarea pe CoinMarketCap și până în prezent și, bineînțeles, marketurile sau exchange-urile pe care acel proiect a fost momentan listat. Următoarea etapă constă în aflarea utilității proiectului respectiv și de a înțelege exact care este rolul proiectului și ce problemă vrea el să rezolve. Tot pe CoinMarketCap, dacă coborâm puțin mai jos, avem o mică descriere a proiectului respectiv. Aici am intrat pe Gala și putem vedea exact ce reprezintă Gala Games, putem vedea exact și care sunt fondatorii acelui proiect și ce face acest proiect unic față de alte proiecte cripto. Da? În acest fel înțelegem exact care este rolul său și putem într-un fel să îl comparăm cu alte proiecte asemănătoare. De asemenea, probabil ați auzit de foarte multe ori că trebuie să aflăm care sunt oamenii sau echipa din spatele acelui proiect. Tot pe CoinMarketCap putem vedea care sunt fondatorii sau oamenii care au creat, care au fondat acel proiect crypto. Putem vedea că Gala Games a fost fondată de Eric Schirmer. Acesta este doar un exemplu pe care l-am ales și vedem că Eric Schirmer a fost cofondatorul proiectului Zynga. În caz că nu știți de Zynga, îl puteți căuta pe Google. Zynga era un nume foarte mare din spațiul jocurilor pe mobil. Compania a fost fondată în 2007, a fost achiziționată de Take-Two. Take-Two este compania care deține Rockstar și în același timp este compania care deține celebrul joc GTA sau Grand Theft Auto. Și dacă intrăm pe Wikipedia, putem vedea că această companie a fost cumpărată pentru 12 miliarde de dolari, aproape 13 miliarde de dolari. Deci dacă vedem un proiect crypto care a fost fondat de un om, de o persoană care a fondat o companie precum Zynga, da, îți oferă o foarte mare încredere în acel proiect crypto. Și tot aici putem include proiectul Polkadot. În caz că nu știți, Polkadot a fost fondat de Gavin Wood. Gavin Wood este un nume foarte important pentru că a făcut parte din echipa proiectului Ethereum. Gavin Wood apoi s-a decis să creeze propriul său proiect crypto. Și da, atunci când a fost lansat Polkadot și vedeai că Gavin Wood este unul din cofondatori sau din fondatori, da, îți oferea o anumită încredere și era un detaliu care probabil te ajuta să iei o decizie dacă vrei sau nu să investești în acest proiect crypto. Cu toate astea, trebuie să luăm în calcul că nu toate proiectele vor avea în spate un fondator care are deja o reputație în spațiul blockchain, dar dacă găsim o persoană care are deja o reputație, un nume în această industrie,
Da, poate fi un detaliu foarte important. Bineînțeles, putem găsi și fondatori care nu au o reputație foarte bună în această industrie. Un exemplu este SafeMoon, unde erau anumite voci care spuneau că fondatorul a mai fost implicat în alt proiect cripto care a avut un fail destul de mare, care unii zic chiar că a fost un fel de rug pull. Da, ideea că pentru unii investitori o astfel de știre, da, s-ar putea să-i convingă să nu investească în acel proiect cripto. Și dacă tot vorbim de SafeMoon, chiar văd că astăzi a avut o creștere de 544%. Da, ideea e că personal aș încerca să mă feresc de astfel de proiecte, dar aici depinde de riscul pe care fiecare investitor vrea să și-l asume. De asemenea, sunt proiecte cripto care au echipa anonimă. Cel mai celebru proiect cripto este Shiba Inu. Încă nu se știe cine sunt membrii din spatele acestui proiect. Da, ok, Shiba Inu este un proiect care momentan are o reputație destul de bună în industria cripto, dar foarte multe proiecte noi care au o echipă anonimă, da, pot fi foarte periculoase. Să nu uităm celebrul Squid Game, un proiect care a făcut un rug pull și au plecat, fondatorii au plecat cu toți banii. Personal, dacă vorbim de o echipă anonimă, dacă nu știu oamenii care sunt în spatele acelui proiect, eu prefer să nu investesc în proiectul respectiv. Iar după ce ați citit această mică descriere a proiectului care o găsim pe CoinMarketCap, putem accesa white paper-ul proiectului respectiv. Îl găsim chiar pe CoinMarketCap sau putem merge pe site-ul oficial, unde putem avea acces la mult mai multe informații. Iar accesarea site-ului oficial probabil este cea mai importantă etapă atunci când vrem să facem research-ul unui proiect cripto, dar eu personal prefer în prima fază să trec prin această pagină de CoinMarketCap, pentru că am acces la foarte multe informații, precum poziția, market cap-ul, supply-ul, evoluția prețului până în prezent. Sunt informații pe care pot să le parcurg în doar câteva minute și aici includ, în astea câteva minute includ și descrierea de pe CoinMarketCap. Iar apoi intru pe site-ul oficial și aici vedem exact cum vor dezvoltatorii să prezinte acel proiect crypto. Trebuie să recunosc că de multe ori și designul site-ului respectiv poate cântări în decizia mea de a investi sau nu în acel proiect crypto. Adică dacă văd un site crypto care arată foarte ieftin, prefer să zic pas, fără să mai caut alte informații. Dacă vorbim de un site care arată interesant, cum este cel de la Stepan, da, îmi atrage atenția și da, vreau să aflu mai multe detalii despre acel proiect. Iar tot pe site-ul oficial, având în vedere că fiecare site va încerca să scoată în evidență aturile pe care acel proiect crypto le oferă, de obicei site-urile respective oferă și un white paper. Uneori poate fi mai spectaculos, aici vedem un white paper destul de simplist și putem afla mai multe despre acel proiect, înțelegem sistemul pe care vrea să-l folosească de gamify, cum putem câștiga monede, cum putem folosi a doua monedă a proiectului și alte detalii. Multe proiecte, printre care și Stepan, au și o zonă de light paper. Și light paper-ul este o variantă mai simplistă a white paper-ului. Și da, de multe ori dacă nu aveți răbdare să treceți prin white paper, treceți măcar prin light paper, pentru că este mult mai ușor de citit și de obicei se concentrează pe detalii așa mult mai simpliste, adică să fie pe înțelesul fiecărui investitor sau utilizator al proiectului respectiv. Site-ul oficial are rolul de a prezenta foarte bine acel proiect și în special de a pune accent pe anumite detalii care fac ca proiectul respectiv să fie unic față de alte nume din spațiul cripto. Un detaliu pe care îmi place să-l urmăresc este cel al parteneriatelor. De exemplu, pe Phantom putem vedea că 200 de aplicații de proiecte cripto au ales să folosească acest blockchain și vedem nume impresionante precum Aave sau Alapaca Finance, care au lansat propriile aplicații pe Phantom. Un alt detaliu care îmi place să-l văd la anumite proiecte prezentat pe site-ul oficial este cel al investitorilor care au ales să investească în proiectul respectiv.
de exemplu Reef, dar și multe alte proiecte cripto, au o zonă dedicată în care prezintă toate fondurile de investiții sau companiile de Ventures Capital care au ales să investească în acel proiect și da, îți oferă o încredere mai mare când vezi că nume mari din industria cripto s-au gândit că acel proiect poate fi o investiție foarte bună. Iar după ce am studiat site-ul oficial, după ce am citit white paper-ul și după ce am analizat pagina de CoinMarketCap a proiectului respectiv, ca să văd clasamentul, market cap-ul, supply-ul de monede, următoarea etapă foarte importantă în research constă în partea de community sau partea de socials. Aici putem vedea cum arată comunitatea acelui proiect și cele mai importante surse ar fi Twitter pe primul loc, apoi Telegram, Reddit, Discord-ul și uneori Medium. Tot de pe CoinMarketCap puteți accesa sursele importante de community sau socials. Cea mai importantă sursă din punctul meu de vedere este Twitter. Am observat că anumite proiecte nu au toate canalele de socials prezentate aici. Nu e nicio problemă, puteți merge pe site-ul oficial și de exemplu pe site-ul oficial, acum sunt pe Harmony, ar trebui să găsiți într-o anumită zonă de jos toate canalele de socials pe care acel proiect le are. Putem vedea Twitter, putem vedea Telegram, Discord-ul și da, puteți accesa, din punctul meu de vedere, prima variantă pe care voi trebuie să mergeți este Twitter, pentru că aici vedem numărul de followeri, putem afla știri din partea dezvoltatorilor, știri postate foarte rapid și putem vedea exact și cât de implicată este comunitatea în postările pe care echipa le prezintă. Bineînțeles să nu uităm de Telegram sau de Discord, sunt variante foarte interesante prin care puteți intra în legătură cu alți investitori în proiectele respective și de exemplu mai sunt proiecte care au și Reddit. Reddit e o variantă foarte bună, doar că am observat că în ultima perioadă, cel puțin la anumite proiecte, este destul de cenzurată, adică am văzut proiecte care ștergeau anumite postări care probabil nu erau ok, poate criticau proiectul respectiv. Dacă găsiți o zonă de Reddit, puteți să o citiți, dacă nu, cred că este cea mai neimportantă variantă de, sau sursă de community sau de socials. De asemenea, după Twitter, eu personal prefer varianta Telegram, pentru că am observat că foarte mulți dezvoltatori participă și la conversațiile de pe Telegram. Telegram mi se pare probabil cel mai bun canal prin care comunitatea poate fi în contact cu dezvoltatorii, cel puțin pentru spațiul cripto. Și tocmai din acest motiv, eu personal, în toate proiectele în care investesc pe termen lung, prefer să fiu și pe grupul de Telegram, să fiu la curent cu anumite știri și informații din partea dezvoltatorilor. Și după aceste etape în care probabil ați făcut research-ul proiectului în care voi vreți să investiți, următoarea etapă care rămâne este de a căuta proiectul pe Google, de a căuta anumite articole, predicții. Aici, sincer, e o lamă, e o sabie sau cuțit, cum era, cu două tăișuri, pentru că pe de o parte s-ar putea să găsiți articole foarte bune, pe de altă parte s-ar putea să găsiți articole care laudă proiectul respectiv, deși nu merită. Un alt canal de informare este YouTube. YouTube-ul, din păcate, la fel, are o problemă foarte mare, pentru că foarte multe canale vor încerca să laude fiecare shitcoin, vor încerca să ofere predicții nerealiste și da, este o variantă prin care voi puteți să vă informați despre anumite proiecte, dar trebuie să căutați acei creatori de conținut care oferă un conținut de calitate și care oferă, nu știu, să zicem, predicții realiste, oferă o imagine realistă a pieței cripto. Și insist pe acest lucru pentru că foarte mulți au investit în anumite shitcoin-uri sau meme coin-uri tocmai datorită influenței pe care YouTube-ul o are în prezent în partea asta de investiții, cel puțin pentru cei care sunt la început de drum. Și tocmai din acest motiv, da, trebuie să aveți grijă dacă vreți să vă documentați despre proiectele cripto preferate.
căutați doar canale sau influenceri care oferă un conținut de calitate. Bineînțeles, sunt mult mai multe variante de a face research-ul atunci când vorbim de piața cripto. În acest video eu am preferat să prezint stilul sau variantele prin care eu prefer să fac research-ul anumitor proiecte pe care e posibil să le adaug la portofoliu sau nu. Sper să vă ajute acest tutorial. Sunt curios dacă voi folosiți alte variante atunci când faceți research. Puteți posta în comentarii ce variante credeți că ar trebui adăugate, ce variante folosiți voi. Dar da, nu uitați, sunteți într-un bear market, piața e posibil să mai stă aici cel puțin un an. Și da, este o variantă bună de a căuta acele proiecte care pot face 10x, pot face 100x. Imaginați-vă cum ar fi fost în 2020 să investiți în proiecte precum Solana, proiecte sau chiar Cardano, care deși avea o vechime în piața cripto, avea un preț foarte mic de 3 cenți și a ajuns într-un singur an, a ajuns la 3 dolari, adică o creștere de 100x. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit. Dacă ați descoperit anumite proiecte interesante, puteți să le postați în comentarii și poate le prezint în viitor pe canal. Iar dacă vă place acest tip de conținut și nu sunteți încă abonat, nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu ce postez în viitor. Încheie aici acest material, iar noi ne revedem în următorul videoclip de pe canal. Aloha, prieteni!